Hotărârea de guvern stipulează de la începutul anului școlar, dar după discuția de astăzi am transmis punctul ferm al Consiliului Județean. Toți transportatorii vor trebui să elibereze abonamente gratuite elevilor din județul Prahova, fără nicio restricție. Au fost și transportatori care au solicitat contracte, au solicitat abonamente plătite. Toți, inclusiv cei care au primit abonamente plătite, vor trebui de mâine să solicite abonamente gratuite și ele vor fi eliberate de către operatorii de transport public județean.